Sărut mâinile, doamna Anca Mona Mariaș. Burca. Dirijor, compozitor, profesor, iubită, soție, mamă, tată, tot ce... Mi-a făcut un poem? Da. Așa ar fi început o emisiune dacă era invitată într-un loc mai... Oricum suntem într-un loc mai aparte și drag sufletului nostru. Dar... fiind la Autentic cu Petri, îți spun servus, Anca. Servus, draga mea. Dacă n-aș fi autentică, n-aș rezista lângă tine. Da, cred. Cred, asta un pic mai târziu trebuie să vorbim despre lucrurile astea, fiindcă o să vină o întrebare, știi, și poate că o să-mi răspund. Poate. Dar hai să începem cu ceea ce începutul. Vrem să începem. Nu, că toată lumea spune așa, că hai să începem cu începutul. Nu începem cu începutul. Începem cu faptul că ești deja încă. Da. Hai să rezum. Da. Pe scurt. Pe scurt. Rezumatul asta înseamnă. M-am născut la Dej. În Dej. Gata, ajunge. Am crescut la Cluj și m-am maturizat lângă tine. Și încă cât o să te mai maturizezi, draga mea, nici nu-ți dai seama. Ideea este următoarea. Da. Mulțumesc frumos pentru invitație, dragul meu. Cu mare Am plăcere. Acceptat această invitație tocmai datorită spiritului meu ludic, care este neasemuit, imbatabil și știi de ce? Datorită acestei calități, astăzi da? Totul se răstoarnă, adică, și devine cu susul în jos. Da, adică. Adică în ultima întâlnire, știi, Autentic cu Petri, nu interveni, că da, sunt o să-mi soția uit ideea. Și nu o să-mi contează. Uit ideea. Bun. A vii cu alta mai bună. În ultima ediție Autentic cu Petri, doamnelor și domnilor, invitatul serii este Petri Burcă. Asta crezi tu. Deci,
numai și numai pentru acest considerent ți-am acceptat invitația. Nu, asta nu a, despre asta nu a fost vorba și nici nu va fi, fiindcă mă ridic și plec. Dar și eu pot să fac același atunci lucru. Atunci am pus degeaba toate aparaturile. Este Mona Anca, Anca Mona Maria și este invitată la Autenticul Petri. Hai să o să facem o emisiune. Ți-am promis în care tu mă vei intervieva, o să fiu de acord. Hai să tundem un pic asperitățile și să accept și provocarea mea. Hai să fim invitați în emisiune și jucăm un pic de ping-pong, oricum ne place foarte mult. Ancuță, Autenticul Petri are asta. Tu ești numărul 30, să vezi ce legătură are. Okay. 30, în 2024 faceți 30 de ani de când ai nu, corul. Nu, 2025. 2025? Da. Nu în 2024. Atunci nu are nicio legătură. Eram pregătit. Dar pentru început, 30, 30, 30, o să tot îți pui în cap 30, 30, ai 30 de ani, ai 30 de ani de când există Cor Junior VIP, ești episodul 30, îți dai seama câte de 30. Hai să trecem înapoi. Și numărul 3, părinții tăi nu erau din Dej. Special. Părinții mei nu erau din Tata Dej. Era din Jibou, da? Mama era și din Brebi. Și mama din Găzalău, din Brebi. Așa. Ce? S-au întâlnit, vreau să spun că tata avea aceeași aplecare, ca să nu-i spun altfel, cu a ta, plăcea, admira foarte mult părul femeilor. Da. Ce frumos. Deci calitatea principală pe care a observat-o tatăl meu, mamele, a fost într-o primă fază părul. Avea un păr până la fund. Absolut miraculos, da. Da. Și povestește-ne un pic ce-a făcut tatăl tău când mama ta s-a tuns. Au vorbit prin limbajul semnelor o lună de zile. Da. Era da. Modă, era la modă. Și a apărut, ea foarte frumoasă. Oricum mama era foarte frumoasă. Dar bine, dar mama ta nu știa că tatăl tău admiră părul lung. Dar tu știi că femeile au câteodată, la fel ca și bărbații, câte un gând intempestiv care schimbă natura lucrurilor. Mami știa că așa de mult îi plăcea la tati. Bineînțeles. Și nu i-a plăsat măcar părul să se... Nu, i-a crescut altul la loc. Da. Deci asta n-a fost până la urmă. Cred că și eu așa dar aș fi pentru reacționat. O lună de zile... Au fost dușmani? Nu. A in fost bed un with my enemy. Stampa. În casa Mariașii, da. Să știi, am văzut castelul Mariașii de peste hotare și tot am zis că o să mergem până acolo să facem un concert. Se pare că pe teritoriu, pe parte paternă există această descendență. Da, familia Mariașii. Da. Ancuțel, vreau să te întreb că ai crescut la Dej. Am 1,74. Mulți înainte. Ai crescut la Dej? Am crescut la Dej până la 10 ani. De multe ori pot să spun că există niște zone de vârstă rotunde în întâmplările din viața mea. La 10 ani ai plecat din Dej? Da. Până la 10 ani trăgeai sfoară peste pod și... Aoleo, asta e o parte pe care tu, doar urechile tale trebuiau să o dă. Da, am fost un copil foarte zglobiu, ca să spun așa. Eram o zgâtie de fată, extrem de jucăușă, spiritul ăsta ludic. Și băiețoasă. Până acum. Și băiețoasă, da, băieții mă invitau să fiu portar la fotbal. Singura fată din curte... Da, și am rămas cu microbul, deci știi bine că ne uităm urmărim împreună la meciuri. Da, da și da. Ce comentarii pertinente faci, fantastic. Am învățat chiar de la un maestru. Chiar rămân așa în fața faptelor. Da, interzis. Interzis. Da. Și la 10 ani ai părăsit și cu ce? Cum? Ce o determinat această venire, această plecare, această izgonire din Dej și venire în Cluj? Izgonire din rai. Chiar pot să spun, copilăria mea a fost un rai. Ce frumos! Deci am avut parte de foarte multă frumusețe în jur. Și frumusețea nu se referă doar la aspectul fizic, ci oameni frumoși, natură splendidă, o mamă foarte iubitoare, pentru că tatăl meu nu a mai fost de când aveam eu 2 ani. Ne veghează din astre... Cerești. Cerești, da. Și am avut o gașcă mare de copii, de prieteni în bloc. Și era atmosfera aceea
aproape ca la țară, în care fiecare se cunoștea cu fiecare. Ne împărțeam și pâinea și mierea și ne împrumutam unei altora ce aveam nevoie, ne făceam revelioanele împreună. Deci chiar atmosfera, nu știu, poate în stilul familiilor italienești, să spun așa. Pe rând, toți îmbrăcau rol matern, patern, bunici, mătuși, toți vecinii. Formam o mare și frumoasă familie, cumva. Un mare univers într-un mic univers numit da, Dej. Da, deci cred că foarte mult m-a clădit pe dinăuntru Dejul. Și și acum îl port amprentat puternic în suflet și cred că o bună parte din creativitate, din mustul creativității mele, de acolo vine, din copilăria aceea completă și frumoasă. Mai este o poveste foarte drăguță, cum ai învățat tu să citești. Da, de la nenea Cornel și tanti Mițuca, erau vecinii noștri dragi, o familie mai în vârstă, oameni calzi, extraordinari și țin minte că primul cuvânt pe care l-am citit și l-am și scris a fost telecomunicații și din cartea de telefoane. Țin minte că nenea Cornel a fost cel care... cartea de care telefoane. Nu erau pagini aurii pe atunci, că numai după 90 a apărut, dar era cartea de telefoane, da, pentru fiecare oraș în parte. Nu, județ. Așa sau, e. Da, și județ, județ și oraș. Și oraș. Și oraș era. Da, da. Și tu citeai cartea de telefoane. Am citit. La ce vârstă? La 5 ani. Așa, frumos. Da. De acolo ți-au venit ideile componistice, de compoziție? S-ar putea să fi fost și de acolo, dar cred că, așa cum spuneam, plinătatea de bucurii și de senzații și de sentimente din copilărie, puternic exersate pe pianul pe care mama a înțeles să mi-l procure când eram foarte mică. Am avut una peste alta, am avut singura profesoară de pian din Dej, vecină, deci era pe scara alăturată și, mă rog, prin curte, ca și orice copil, cântam, zburdam, povesteam și, într-un fel sau altul... Ea ți-a surprins aceste manifestări. Soțul dânsei. Soțul. Da. Și ce mai cred că este un copil talentat, are un ceva și ar fi bine să o vezi. Și doamna Petrescu m-a văzut, m-a ascultat și nu știu cum a reușit să obțină de la un copil de 4 ani, pentru că atât aveam atunci, să respect un pact. Și anume, mi-a cerut să nu-i spun nimic mamei până în momentul, timp de 2 săptămâni, ca să învățăm un cântecel. Asta a fost provocarea. Și în mintea aia mea de 4 ani, se pare că am înțeles mesajul și că îmi face bine ceea ce îmi cere, pentru că 2 săptămâni am reușit să ascund aspectul ăsta. Și pe urmă, dânsa a invitat-o pe mama, am cântat cântecelul și de acolo a început povestea. Ce interesant. Uite, acum aș face o paralelă între cum te comporți cu și cum faci cu copiii care vin pentru un la început în cor, că zici că tu nu-i asculți prima dată și spui da sau nu, ci îi lași să se acomodeze cu situația, să vezi cum se desfășoară în cadrul grupului, încet, chimia, încet îi asculți, chimia. Ești mai atentă la ei și numai după o anumită perioadă, de fapt, vrei să vezi ce înseamnă. Uite, din copilărie. Da, totdeauna am pus și ca profesor, pun factorul afectiv în primul În primul rând. Pentru că copilul, din experiența lui puțină de viață, eu cred că înglobează sau cel mai bine își face reprezentările prin inteligența afectivă. Copilul vine, observă, se adaptează, mă cunoaște, îi place sau nu-i place ceea ce vede, dar până la urmă se adaptează, are nevoie de timp. Din prima clipă, cu siguranță, eu sunt o străină pentru el și ceilalți copii sunt niște străini. Dar revenind și ajutându-ne foarte mult de lumea cântecului și de poveștile pe care noi le rostim împreună, cântând, cred că se apropie sufletește și decide că e cel mai bun lucru să se alăture. Și cred că e cea mai de succes alegere, pentru că mi s-a demonstrat în timp copilașii au rămas 10, 12, 13 ani chiar în cor.
starea aceea de primordială, de iubire, pentru tot ceea ce se întâmplă în jur, energia aia bună pe care o degajezi și pe care o primești înapoi, formează relații, baza relațiilor. Orice tip de relație am pornit, de acolo vine. Excelent. De acum, chiar acum m-am gândit că ai avut ghinionul, prea mult ă folosesc. Oare de ce folosesc ă? Pare, ești emoționat? Nu. nu se emoționa deloc. Dar da. Mi-a venit o idee acum, l-ai pierdut pe tatăl tău foarte repede, aveai 2 ani, dar ai avut totuși partea masculină lângă tine, fiindcă ai un frate mai mare cu 10 ani. Cu 11. 11 ani. Da. Și așa el un și pic a făcut, nu? E pionul principal pentru care am apărut pe lume. Deci el la Titi pune, mulțumim că da, te avem astăzi printre noi. Da. Chiar se poate spune lucrul ăsta, pentru că a insistat atât de mult pe lângă părinți, că el își dorește un frățior sau o surioară, a presărat atâta făină și orez pe fereastră, deci, ca să... Așa se întâmplă? Dacă așa se, da, ca la să voi cheme venea, barza. Nu venea, a, barza. Da, la făină vine imite, barza? Fine, n-am știut. Se pare că da. Interesant lucru. Din ce au apărut, se da, pare că da. Interesant, hai să punem. O să punem și da, noi niște făină și orez, să vedem. Deci Titi a fost cel care a ținut așa de mult și a da, convins pe părinții da, tăi să, și să te aducă asta baza. Îl iubesc și mai mult, pentru că altfel n-aveam nicio șansă să apar și să dau cu lumea asta frumoasă care are atât de multe chestii, chestiuni frumoase, bune de oferit. Și nu te cunoșteam pe tine, și voi, când și asta era o problemă. Da, da, pentru societate în general și pentru univers și în pentru special. Și pentru că pierdeam pe cineva important pentru eternitate. Da. Ce ziceam noi? Că dacă, nu, tu ziceai. Ce ziceam? Ce ziceai? Că și după să fim, dar numai prieteni să fim. Măcar să rămânem măcar prieteni. Să rămânem prieteni și după ce plecăm de pe acest pământ. Da. Și am zis, bine, bine, n-ajunge că pe pământ să fim împreună. Da, prietenia. Prietenia, da. Ancuțel, fratele tău, te rog, Petri, te rog, ul acesta să nu-l mai rostești. Mulțumesc. Fratele tău, când v-ați făcut bagajele și bineînțeles că la insistențele doamnei profesor, mama ta a zis că merită să te duci da, să faci, să te duci pe carieră. Să o luăm pe calea Clujului. Pe calea Clujului. Da. Și fratele tău făcea volei, deci era da, sportiv, nu? Da, a fost un sportiv eminent. Chiar a avut o perioadă de viață și el extrem de plină și de frumoasă. A fost la Naționala de volei? Uite-te, aș minți dacă aș spune da, dar și dacă aș spune nu. Să-l întrebăm, că eu tot am vrut să-l întreb și nu l-am. Da. Dar ce părere a avut Titi atunci când voi v-ați făcut bagajele și ați venit la Cluj? Cred că mai bine îl întreb pe el. Am înțeles. În orice dar caz, n-o venit cu voi o parte din sufletul lui rămânea în deja, adică Simona. El câți ani avea când... Că trebuie să vină cu familia, avea nu? 21 de ani. Ah, deci da, era mare deja. Mare, da. În orice caz, prisma sportului, a fost un spirit independent. Întotdeauna și-a găsit și și-a croit așa cum a înțeles să facă lucrurile și cred că până la urmă a fost fericit și e foarte bine așa, să știi să te alegi calea încă de tânăr. Ați ajuns la Cluj și unde... Pe scurt, Școala Populară de Artă, pentru că la momentul în care eu am ajuns în Cluj, era puțin târziu să fac pian de performanță. Dar era la Liceul Bălcescu. Am ajuns la Liceul Bălcescu, tocmai alegerea a fost Liceul Bălcescu, pentru că Liceul de Muzică, la momentul respectiv, nu reprezenta o alegere potrivită. Adică eu nu eram foarte potrivită în peisaj. Nu eram pregătită, nu pentru, eram așa pregătită ceva. Pentru asta. Însă, când ai ajuns la liceu de muzică? În clasa 11-a. Canto. Deci dintre a 5-a până... Da. Canto? Canto, la canto, cu doamna profesoară Borobaș. Doamne! Era tot așa aia, situație. Aia! Da, un om super fain. Și pe scurt, la Bălcescu mi-am descoperit și niște... Iarăși, am avut parte de oameni frumoși. Pe toată traiectoria mea am avut parte de oameni speciali. Cred că într-un fel sau altul mi-au împletit destinul sau s-au împletit în destinul meu și au reușit să scoată cei mai buni din mine. La Bălcescu mi se pare că a fost prima dată când ai dirijat? Nu, la Grădiniță a fost prima dată când am dirijat.
Da, atunci... Pe doamnele educatoare, era corul de educatoare pe care îl dirijai tu. Corul de copilași. Am și poză. Am și poză cu asta. Și tu dirijai copilașii? Eu dirijam, da. Aveam 4 ani jumate și dirijam, da. Dar la Bălcescu, era o nu? Formă de a spune, dirijam. Și la Bălcescu am avut șansa fantastică să o cunosc pe doamna Suceava. Doamna Suceava. Aș spune că un părinte spiritual pentru mine. Pentru mulți. A ajuns. Pentru mulți. Da, a fost și familia noastră. Dascălul, cred că generațiilor de copilași, de grădinari, așa... Grădinari muzicali. Grădinari muzicali, exact. Deci, într-un fel sau altul, acolo s-au creat primele drumuri. Ea ne-a plantat semințele care mai târziu au dat roade. Deci, pentru foarte mulți, foarte, foarte mulți ani, dânsa a reprezentat punctul zero de plecare în destinațiile muzicale ale multor copii sau în destinațiile lor ca melomani. Deci, Ceea ce este foarte important. Nu trebuie să devii muzician, dar poți să afli secretele muzicii făcând muzică sau fiind condus în muzică către asculta altfel muzică. Deschiderea spre artă, spre muzică, da, spre pictură, spre citit, spre tot ceea ce până la urmă educație. Ne trezește spiritul. Avem nevoie de asta. Tot ce se întâmplă în jurul nostru, negativ, e rezultatul, poate aș zice, poate greșesc, este rezultatul unor oameni sărăciți de experiențele frumoase ale muzicii, ale artelor, ale culturii. Poate sunt oameni care, într-un fel sau altul, au intrat într-un tunel destul de întunecat și încă nu au reușit să vadă lumința de la capătul tunelului. Și atunci, într-un fel sau altul, nu lasă nici pe alții sau le răpesc altora bucuria de a vedea atâta minunăție cât a dat Dumnezeu lumina. Eu deja m-am văzut într-un tunel închis la culoare, negru, sumbru, din spate îți vine un pic de lumină, dar ai depășit momentul și e întuneric și tu strigi: luminița! 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 Și nimic. Și luminița nimic. Asta apropo de banc. Da. Da. Și ca să revenim... De la Bălcescu, ai simțit această atracție spre dirijat? Bălcescu a fost punctul de plecare pentru prima formă de cor de copii pe care am manageriat-o, ca să zic așa. În clasa 8 am avut primul cor de copii. O doamnă învățătoare extraordinar de specială de la Bălcescu mi-a dat pe mână toată clasa de copii și am încropit în câteva luni un cor cât se poate de drăgălaș, am compus pentru ei, deci având motivația, am și compus foarte mult. Micut Mozart ce ești. Și am reușit să facem spectacol la Casa Armatei și de acolo am simțit că pentru mine ceea ce mă reprezintă este lumea muzicală, este compoziția, sunt copiii. Deci cu trinomul ăsta simțeam că am nevoie să ai legătură în viață. Să am legătură și să fie reprezentativ pentru mine toată viața. Asta ar fi sceptrul tău, rotundul. Bila ta care te-a condus în viață. Rotundul. Muzica, copiii, dirijatul. Da. Păi, ce frumos. Hai să facem un pic de pauză în ce mă privește. De ce? Pentru că, într-un fel sau altul, noi suntem și paraleli. Avem multe puncte, dar și multe puncte comune care ne unesc și e fain să... Uite, îți aduc un argument pentru care nu sunt de acord. În momentul în care o să vrei tu și ne punem în cap o întâlnire de a noastră pe care să o difuzăm în eter cu ideile și cu felul meu de a fi, ai nevoie de mult timp. Eu zic că irosim mult timp să împărțim emisiunea a doua. Ești invitata mea, Autentic cu Petri, care s-ar putea schimba în Autentic cu Petri cu Anca, știi? Dar acum tu ești invitata mea și vreau foarte mult, țin neapărat să știi la că acest lucru. Am mizat foarte mult pe spontaneitatea ta. Am spontaneitate, dar am nevoie de mult mai mult timp să ne ocupăm de mine și personalitatea mea. Să știi că sunt foarte elegantă acum acceptând. Mulțumesc frumos! Uite, îți pup mâna și îți mulțumesc frumos, încă o dată. Anca, dragă, ai ajuns să-ți dorești să faci muzică. Și în anii ăștia pe care i-ai petrecut la liceul Bălcescu, ai avut un mentor. Da, doamna profesoară Olga Suceava și doamna Monica Vasiu.
exista acolo un cenaclu Reflexe, și cred că de acolo era un cenaclu creativ de muzică și poezie al copiilor, de gimnaziu. Și cu această primă formă de esență creativă am văzut într-o primă fază țara din multe puncte de vedere, am avut foarte multe spectacole și foarte multă libertate de exprimare. Cred că într-un fel sau altul asta mi-a deschis, nu știu, așa un soi de, eliberare, chiar și în momentul în care am dat față în față cu regulile și cu rutina muzicii culte. Pentru că am reușit să-mi păstrez undeva, într-un rezervor special, acea degajare și acea abordare mai lejeră, cumva, chiar și a lucrurilor extrem de bine structurate. Dar ca să ajungi la liceu de muzică, nu a ajuns doar această efervescență creatoare. Absolut. Și dirijatul, ci a trebuit să te pregătești. Da, a venit un alt mentor pe cale, domnul profesor Emiliu Dragea. Nu știu, am vorbit până acum tot de oameni plecați dincolo. Tu chiar vrei să mă faci să plâng. Îți place? Teroristule mic. Da, deci un om special care într-adevăr a reușit să facă, să crească un făt frumos sau, nu știu, Ileana Cosânzeana muzicală într-un timp extrem de scurt. Pentru că am reușit să realizăm împreună, într-un decurs de 2 ani, ceea ce aveam nevoie ca bagaj în 12 ani de formare. Deci am făcut în răstimpul acela și armonie și contrapunct, teoria muzicii. Și un pic de istoria muzicii, teoria muzicii. Am reușit să solfegiez inclusiv atonal, am reușit să scriu dicteu la o voce, două, trei, patru voci. Deci lucruri extrem de complexe în pregătire pentru secția compoziție. În paralel cu aceasta, să reușesc să-mi scriu propriile compoziții și să formez un dosar cu compozițiile mele pentru a putea fi aptă pentru Academia de Muzică, secția compoziție. Și totul, așa cum spuneam, într-un răstimp extrem de scurt. Și acum țin minte cu cea mai mare, deci închid ochii și mi-aduc aminte toate nopțile alea pe care poate alții le-ar fi perceput ca un fel de sacrificiu, hai să zicem așa. Adică tu nu dormi nopțile ca să poți să recuperezi ceva. Nu, pentru mine a fost o nouă provocare. Deci tot timpul, adevărul că mi-a plăcut să fiu provocată. Pentru în momentul tine, în care sunt provocată, creativitatea mea se aprinde. În momentul respectiv, în tinerețea, în jovialitatea, în copilăria ta, nu o însemnat, cred eu, nu o însemnat asta un sacrificiu. Deloc. Dar derulând timpul înapoi, îți dai seama că de fapt a fost un sacrificiu. Fiindcă nopțile pierdute, toate acele nopți pierdute creative pe care tu ți le-ai făcut și le-ai imaginat, au repercursiuni, fiindcă orice facem în viață are repercursiune. Mai târziu sau poate mai repede. Este foarte important când crești sau când ești artist să-ți dai seama că faci sacrificii, fiindcă facem sacrificii, dar au rostul lor. Dacă nu sacrifici, dacă nu faci, nu degeaba arta cere sacrificiu. E adevărat. Trebuie să sacrifici. Eu aș spune, aș transmite un semnal foarte important și inclusiv pentru părinții ai căror copii studiază muzica sau studiază o formă de artă. Toate acele ore pe care copilul le dăruiește. Până la urmă spre a primi înapoi. Pentru că muzica, ca și orice alt limbaj aparte, îți dă înapoi din prea plinul ei fantastic de mult. Sunt chei pe care le primești cu, dacă ar fi să transpunem în lumea de azi, jocul pe computer, da? Sunt diverse niveluri pe care trebuie să le diferezi pentru a putea merge mai departe. La fel se întâmplă și cu studiul muzical. Poate să devină, dacă știi cum să o faci și există și mentorul potrivit, acea rutină poate să devină o altă formă de joacă. Și atunci nu o percepi până la urmă ca și un sacrificiu. Eu consider că n-am făcut niciun fel de sacrificiu din punctul acesta de vedere, pentru că
Pentru mine, trezitul la 5 dimineața, când era totală liniște, sau la 4 dimineața, ca să-mi fac o temă de armonie sau să compun, când venea o idee și să stau să mă așez în fața mesei și să mă apuc de compus, era o plăcere. Era liniștea totală, neconturbată de nimic, era liniștea străzii, nicio lumină și aveam așa un soi de nu, e creativitate. Orgoliu este mult spus, dar un soi de bucurie că, uite, măi, eu la ora asta fac un lucru special. Și probabil că fiecare om are argumentele lui ca să își ducă un demers de la un punct la un anumit punct. Dar eu, în mintea aia mea de copil, simțeam că fac ceva important pentru mine și nu numai. Pentru că în momentul în care am început să lucrez cu corul de copii și am început să lucrez cu Junior VIP, deci apropo de, cum să zic, de proiectul meu cumva esențial, pentru că până la urmă cuprinde 30 de ani, m-am apucat de el încă de la 18 ani, deci din primul an de conservator. Și a prins formă tocmai... Deci n-am simțit nicio dificultate, cu toate că am avut o grămadă, ca și orice om, am avut o grămadă de piedici, firești de altfel. Da, dar asta cred că într-un fel sau altul m-au făcut și mai puternică, mi-am dorit și mai tare, mi-au stimulat, apropo de provocări, mi-au stimulat creativitatea și întâlnirea cu copiii și faptul că întotdeauna mi-am dorit, cred că mi-am dorit să rămân copil. A fost unul dintre lucrurile... În general, copiii doresc să crească mari. Eu de mică am avut senzația aceea că... Nu vrei să devii mare. Nu vreau să plec din lumea respectivă. Tu vrei să fii copil. Și se simte asta și acum, să știi. Sau altă, eu dacă mă trezesc mâine dimineață și mi se spune... Doamne, feri să nu te trezești mâine dimineață. Și mi se spune, du-te la clasa 11, dar în postură de elev, sau în clasa 10 sau a 5-a... Te duci. N-am nicio problemă să mă adaptez. Bine, te duci cu bicicleta, bineînțeles. Da, da. Și îmi dai mie emoții. Căluțul meu. Când a venit momentul acela de relație continuă cu Opera Națională Română din Cluj? Momentul de răspântie, de grație. Momentul în care am găsit în Opera a doua casă, pot să spun asta, timp de 25 de ani întrerupți. Deci, 1997... Avem acasă, da, un trofeu. Maestrul Strugaru, deci chiar a fost portbonerul nostru în legătura cu opera, opera Carmen, pentru care dânsul a făcut atunci premieră. Și te-a sunat, invitat, domnul Strugaru, te-a sunat la telefon? Sau? Nu, a venit direct. Unde? A venit direct. Țin minte și acum, nu știu prin ce... În context, eram la muzeul de artă. Nu de artă, ci muzeul etnografic. Și țin minte și acum momentul în care, adică acea am imaginea în care dânsul a venit, cred că era o repetiție pentru un concert. Ne-a ascultat, ne-a plăcut, i-am văzut zâmbetul larg pe față și ne-a invitat în... Dânsul era director operei pe atunci, sau nu? Era regizor. Era pe vremea pentru lui noi a fost Petre Zbârcea, maestrul Strugaru, regizorul operei Carmen. Am înțeles. Da. Și cum a fost prima magia. Repetiție? Prima repetiție cu foarte multe... Deci țin minte că ne pierdeam pe holuri, coridoare. Dar senzația aceea pe care am avut-o și împreată pe holuri, mi-a rămas și acum. Nu aș face comparația cu o biserică, poate este, dar este o altă formă de spiritualitate. Deci am simțit acolo parcă toate generațiile și din miros, și din imagini, și din lumini, dintr-o grămadă de detalii, am simțit patina tuturor generațiilor care au trecut prin operă. Și cu atât mai mult am învățat și eu și copiii să o iubim. Deci chiar este un spațiu foarte important sufletului nostru. Iar copiii, când inclusiv în timpul repetițiilor, în momentul în care începem o repetițiile sau începem, nu mai spun de spectacole, avem senzația că este un buton care degajă magia. Deci fără excepție. Iar copiii noi
care vin se automat se îmbracă, se îmbibă cu starea respectivă. Deci asta a fost în anul 1997. 1997. A fost prima colaborare. 25 de ani, da, și într-adevăr opera a înțeles prin domnul director Florina Ștefan, au înțeles să marcheze acest moment special, până la urmă un sfert de secol de colaborare neîntreruptă al corului de copii junior VIP cu Opera Națională Română. Da, între timp a și devenit corul Operei Naționale Române, adică corul operei de copii. Avem, suntem cumva binecuvântați cu patronajul la două instituții speciale. Este Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, acolo unde unde sunt și profesor și află Seva, sau mă rog, plecă punctul de plecare majoritatea copiilor din cor, dar există și copii din alte 17 școli și grădinițe din Cluj. De la ce vârstă vin copiii la tine în de cor? La 4 ani până pe ai la copii 18, de 4 ani? Da? Ce poate face un copil de 4 ani într-un cor? Neasemuit de multe lucruri. În primul rând, învață. Și mă învață cu fiecare copil nou care apare, inclusiv de 4 ani, învăț și eu lucruri noi. Cu siguranță lumea mea se îmbogățește. Și da, de la 4 ani, cumva, copilul are acea deschidere, acea lipsă de prejudecată bună, care îl apropie și îl face să înțeleagă că muzica în sine este o cale. Faptul de a rămâne pe calea respectivă și a finaliza prin studiul unui instrument sau prin studiul dezvoltarea vocalității pentru a ajunge într-un cor sau chiar solist este foarte important, dar dincolo de asta pot să spun că am bucuria foarte mare de a regăsi în generațiile junior VIP, generațiile trecute, oameni extrem de frumoși care într-un fel sau altul, chiar dacă au ajuns avocați, psihologi, designeri, orice altă meserie, se regăsesc, se simte ca faptul melomani, că au făcut. Se regăsesc în sălile de concerte și păstrează acea noblețe sufletească, acea lume frumoasă care li se reflectă pe chip. Sunt oameni tineri, oameni frumoși, dar dincolo de tinerețea cronologică. Mm-hmm. Sunt oameni care efectiv, și cred că așa vor și rămâne, pentru că păstrează acel ceva, acel inefabil pe care l-au preluat în copilărie și îl duc ei mai departe. Bucățica aia de spiritualitate pe care ți-o poate da doar cultura, și muzica este o formă de cultură. Așa cum le zici tu, nu le zice nimeni. Dar să nu plângi astăzi. Nu, astăzi nu. Și să nu spui că plângi din cauza testosteronului, că nu o să te cred. Ba, da. Lipsei. Asta, nu. Bine zice Magdi, să știi, nu. Cu testosteronul. Ești un om sensibil, punct. Tot timpul am fost un om sensibil. Eu m-am născut din sensibilitate. Da. Așa se nasc copiii, din sensibilitatea părinților. De asta ne-am și apropiat. Mai ții minte cu nu. Ce spuneai că te-am... Te-am vrăjit. Te-am vrăjit. Da, suflai așa, făcea așa spre mine. Asta nu mai un om sensibil poate remarca. Altfel zice, ce, dai praful de pe umăr? Da. Un altul. Păi eu n-am observat, că nu m-am fost, m-a luat acea suflare, știi, și m-a omețit și uite-mă, m-am căsătorit. Deși am promis că nu mă mai căsătoresc niciodată. Acum clar că nu mă mai căsătoresc niciodată. Îți promit. Nu, promisiunile ți le faci ție în sus. Da. Deci, a ajuns corul junior VIP, a ajuns la operă, dar între timp, voi aveți tot felul de lucrușoare și de concerte și de manifestări, te rog frumos, și de proiecte care îs în afara operei. Cu siguranță. Pot să spun că am avut o traiectorie foarte interesantă cu Junior VIP și o creștere pe care nu mi-o închipuiam ca și copil, dar simțea ca și copil, da, pot să spun că la 18 ani eram un copil, dar simțeam că trebuie să mergem departe
cu mână în mână cu copilașii aceștia. Și într-adevăr s-au întâmplat lucruri speciale, adică am reușit la un moment dat să vedem trei sferturi din Europa împreună cu corul Junior VIP. Pot să spun că am fost la două olimpiade internaționale, la Graz și la Bremen, unde am și fost medaliați cu argint și diplomă de aur. Am fost și am cântat pe la o serie de ambasade ale României în străinătate. Am cântat la Centrul Madu al Comisiei Europene la Bruxelles. Deci în locuri la Roma. În locuri extrem de onorante și iarăși încărcătoare de vise și de amintiri, pentru că nu știu, contează fiecare reper pe care poți să ți-l iei din lumea exterioară, și exteriorul însemnând afara universului tău. Eu cred că crește mult mai plenar și crește mult mai bogați observând și într-un fel sau altul absorbind din ceilalți ceea ce este benefic. Știu foarte bine la prima ieșire, și acum poate că pare că duc în derizoriu, dar nu este în derizoriu, a fost prima dată în care copiii au văzut o colecție întreagă de băi și de utilități ale băilor, cum încă nu existau în România la momentul ăla. Nici nu știau ce îs, nu? Da. Au întrebat, dar ce-s astea? Nu știu, hai să întrebăm. E o formă de educație. Din punctul meu de vedere, da, nu știu, poate că toaletele sunt prima formă de civilizație ale unui țări. Ancuță, asta e realitatea, fiindcă mie profesoara, doamna Puia, mi-a zis: Petrica, dragă, când intri într-o locuință, cel mai important loc, acolo vezi dacă e casa curată la WC-ul. Și pe atunci nu era gresie și faianță pe jos, ci era mozaicul acela. Te uiți în jurul WC-ului, dacă e curat, poți să rămâi liniștit că e o familie care... Discuția elevată. Dar mi-am adus aminte, asta era în clasa a 7-a sau 8-a. Da, adevărul e că eu ți-am ridicat-o la plasă. Deci da, nu asum. Nu, da, dar da, e o chestie foarte serioasă. Sunt foarte multe detalii care într-un fel sau altul își pun pe amprenta. Da. Și da, ne-am apropiat foarte mult, acele generații prime m-au ajutat să simt ce este important până la urmă în a duce mai departe și a ține până la urmă 30 de ani. Nu sunt puțini, nu sunt chiar 30, sunt 28 de ani. Nu sunt puțini. Și ca să te gândești că în fiecare săptămână în răstimpul ăsta s-au întâmplat două repetiții cel puțin, sau chiar repetiții zilnice în perioada în care avem concerte, concursuri și așa mai departe, să aduci, să lămurești copilul să se întoarcă și să-i creezi confortul pentru care și starea de aia de bine pentru care și argumentele pentru care să vină înapoi. Nu e puțin lucru. Și nu ca să vină înapoi, ci să aibă bucuria și să aibă dorința de a veni înapoi. Exact. Asta e și mai important. Și, iarăși, nu fiindcă e obligat să vină. Un lucru extrem de special, faptul că părinții nu doar că au aderat la ceea ce noi făceam și nu doar că au înțeles. De multe ori, repetiții de 6-7 ore pentru diverse spectacole, deci cumva o forțare a limitelor, dar noi în acele, cumva, acele 6-7 ore erau un timp al nostru de joacă, de povestit împreună, de mâncat împreună, de odihnit împreună, de cântat împreună, de socializat. Deci, de nu... socializat, asta foarte, foarte mult trebuie să subliniem, fiindcă socializarea acum se face pe diferite căi, doar nu față în față. E numai virtual și numai scriem și numai socializare. Da. În momentele acestea de răspântie în istoria omenirii, tu faci socializarea face-to-face, care înseamnă foarte importantă. Și zâmbet, înseamnă și atingere, pentru că noi ne jucăm foarte mult, noi cântăm jucându-ne. Ne uităm ochii unii în ochii celuilalt, mai ne și certăm, învățăm să respectăm spațiul celuilalt, învățăm că și lucrurile neplăcute într-un fel sau altul fac parte din cotidian,
Chiar ne obișnim cu gândul că chiar și după o zi extrem de complicată, de grea, tu ai de făcut poate o repetiție sau poate chiar ai un concert și ești nu că obligat, trebuie să ai resursele interioare să te dăruiești, pentru că scena până la urmă, cred că este lecția esențială pe care o învață un copil care face muzică. Exprimarea lui, și nu numai muzică, poate toate artele care presupun scena. Faptul de a te afla în fața unui public înseamnă dăruire maximă. Dar cred că înseamnă și un fel de, de dar, deci un fel de feedback al generozității pe care în nici o altă formă de exprimare nu întâlnești. Deci este un val de căldură, este o bucurie, este un schimb de energie, este o emanație de vibrații. O energie atât de benefică între cei doi, adică cel aflat pe scenă și publicul, care dăruiește și publicul care dă înapoi, dăruiește la rândul lui înapoi, încât asta o duci o viață întreagă cu toată bucuria pe care ți-o fotografiez cu sufletul. Eu cred că ai citit compendiul despre feedback-ul dintre public și artist, nu? Petre Burcă. Nu? Eu cred că ne-l citim în fiecare Care zi. Da, la micul dejun, la cafea pe care ne-o pregătim reciproc. Da, ne încărcăm unul cu altul. Frumos. Da. Vreau să te mai întreb ceva, că foarte mult, bine, asta e clar că jumătate din viața ta este junior VIP, deci asta nu putem să ascundem faptul acesta. Dar mi-am adus aminte că ai zis că zile întregi, repetiții, două, îți aduc aminte că pandemia ți-a sfârșit această zile întregi, da. Și erai așa pierdută. A fost singura dată când e o perioadă mai lungă de vreo 6, una de zile n-ați făcut repetiții, în care n-ai mai fost omul ăla din casă care tu tot timpul cu energie, tu ești aia care ne dai avânt la amândoi să mergem mai departe, știi? Și a fost anul acela în care erai așa un pic instabilă, știi, pe picioare, energetic vorbind. Da. Și au reînceput, pot să-ți dau dreptate. Au reînceput repetițiile. Și după prima repetiție, când a intrat, Spirit să mă puai de cam s-o crăpat pereții, că trebuie să văruim după aia, după un an de zile. Deci a fost ceva nemaipomenit. Deci energia pe care tu o dai, așa ca și cum dați voi publicului și vine înapoi, asta primești și tu de la copii. Este fantastic. Deci, cred că Dumnezeu a inventat această formă a omului, copilăria, pentru ca să-i dea bagajul de a fi bun, adică nu știu, sau calitatea de a rămâne bun și de a rămâne luminos și frumos pentru toată viața lui. Dacă nu ar fi copii, nu ne-am putea oglindi în fiecare zi, cumva în senin, într-o anumită formă de senin, dincolo de faptul că afară e soare sau că plouă sau că nu vorbim de meteo aici. Da. Vorbim despre suflet. Nu, în momentul în care privești un copil în ochi sau în momentul în care te îmbrățișează un copil, e un univers întreg care își deschide tot ce are mai bun spre tine și n-are cum să nu te transforme. Câți copii ai momentan? De repetiția de aseară, maică, nu încăpeam în scena mică. Și pentru că eram în timpul vocalizelor, am rugat-o pe Elisa să numere. Și cu mine, deci cu copilul de trupă, Anca, eram 70. Vai de capul meu. N-aș suporta așa ceva. Ba da, pentru că te încarcă, te pot și descărca. Copiii vin și cu oboseala lor, cu gândurile lor, cu încărcătura de peste zi. Și sunt momente în care, într-adevăr, sunt ca bateria, care își preiau, adică preiau de la tine tot ce au nevoie. Se încarcă de la soarele, de tine. Da. Dar majoritatea timpului doresc fantastic. Anca Mona Mariaș, vreau să îți descriu un peisaj și... Vrei să compun ceva? Nu. Va trebui să compui, eu îți compun imagistic la ceea ce am participat și tu va trebui să dai răspunsul de când s-a întâmplat acest lucru. Și... Iarăși o provocare. Da, e o provocare. O mare de femei, aproximativ
hai să-i spunem, 250 de femei și 3 bărbați. Într-o mare din asta de femei, la lumina rampei, într-o sală de spectacole, într-una din loji așa mai ascuns, fiindcă nu prea aveau voie bărbați, am zis doar 3 bărbați, stăteam și te admiram. Unde eram și când? Gala Femeilor Liberale, da, în care am avut onoarea să fiu invitată ca femeie, știu eu, a culturii, da, ca un component al zonei culturale. Și mai mult decât atât, am avut onoarea de a primi un premiu. Atunci un premiu special din partea președintelui României. Și a fost la Sibiu și în ce? În ce de conotație politică? Nu, că tu nu faci parte de niciun... Pur și simplu au fost invitate din diverse domenii femei reprezentative din punctul domeniilor lor. Și s-au dat aceste premii ca recunoaștere și pentru partea de cultură, zona de cultură, eu am fost cea invitată. Da, și ai ținut un discurs nemaipomenit. Dar ar trebui să-l mediatizez, că a fost foarte frumos. Serios. Chiar am plâns. Adevărul e că femeile întotdeauna creează niște unde speciale, probabil și prin natura lor maternă, probabil și prin natura lor responsabilă, nu știu, există în momentul în care ești într-o masă de femei și nu vreau sub nicio formă să discreditez energia masculină pentru că este de altă factură, dar acum vorbim despre femei, într-adevăr simți cumva și mai ales dacă într-o conjunctură așa cum a fost cea despre care povesteai, simțeam că sunt cu mine și am din nou parcă toată deschiderea și pot să îmi las toată dezinvoltura să vorbească despre crezământul meu cel mai adânc. Și anume faptul că mișcarea corală, că până la urmă pentru mine este emblematic aspectul acesta, mișcarea corală ar trebui să devină un soi de emblemă a oricărei țări. Și de ce spun asta? Pentru că prin mișcarea corală, într-un fel sau altul, s-ar putea face educația, poate că sună puțin bombastic, dar s-ar putea face educație, un soi de educație națională. În momentul în care spuneam acolo, aminteam un lucru pe care l-am citit și care s-a demonstrat, atunci când pe o scenă, un cor, un ansamblu, începe să cânte împreună. Să cânte împreună, normal. La câteva momente după ce încep să execute acea lucrare, bătăile inimilor, deci pulsul, se unifică și tot corul este o singură inimă, o singură bătaie. Ce poate fi mai mult ca și exprimare sufletească umană? Nu doar atât, ca și esență umană. Ce poate fi mai mult decât a simți inima că ți este viața. Împreună? Aș spune că în momentul în care, și dau exemplul multor țări civilizate din Europa doar, unde mișcarea corală, încă din epoca renascentistă, există într-o formă extrem de bogată, de bine reprezentată. Și vorbesc de Italia, vorbesc de Germania, de Anglia, Spania. Și într-o foarte îndelungată perioadă de România, pentru că România are o tradiție corală extrem de bine aspectată, și extrem de foarte bogată. Foarte puternică a fost. Până în anii 90 era Cântarea României, la care erau mii și mii de copii care participau în coruri. Bună. Asta a fost partea bună. Și de ce este atât de importantă? Păi în momentul în care, într-un cătun italienesc, care nu are mai mult de 200 de persoane, există cel puțin 3-4 coruri de diverse sub forme diferite. Da, și cântă muzică diferită. În momentul în care la Olimpiada Internațională această mișcare corală adună 17.000 de oameni pe care îi vezi
în majoritatea timpului zâmbind. Vezi, nu există crispare, nu există nimic din duritatea omului preocupat de grija zilei de mâine, pentru că, într-un fel sau altul, simte că este în elementul lui, că se simte că este confortabil. Fiindcă se unesc inimile, dăm voie că... Mai înainte am dat pe mine. Mai înainte am dat pe tine să nu mai dai încă o dată. Dar să știi că de atunci, de când te-am auzit pe tine spunând aceste lucruri pe scenă, eu de atunci m-am tot gândit. Și în seara asta vreau să scot la iveală, de fapt, un lucru real. Respirația, modul de a cânta împreună, este normal să ducă bătăile inimii, fiindcă respirațiile sunt corect pentru toți cântăreții, din cor mă refer. Normal. Ei toți trebuie să respire deodată, ei toți trebuie să facă accentele, ei toți trebuie să facă aceleași nuanțe și atunci tot timpul, din cauza respirației, inima se reglează pe aceleași bătăi. Pe aceleași și pe aceleași frecvențe, pentru că trebuie să exprime... Da, că frecvența merge. Trebuie să exprime de la unul la acel conținut, clar, acea poveste. Și... Așa deștept sunt, Doamne, da, Doamne. Da, bravo. Micul... Edison. Da, din tine, da, prinde, eu n-am, prinde n-am, viață. Da, că am găsit savant. Prin micul savant, da. În orice caz... Cred că cel mai bun ambasador între noi, deci nu ambasadorul României în altă parte, ci ambasadorul fiecărui om între oameni. Între oameni, îl poate reprezenta corul. Deci dacă România ar avea o mișcare corală la nivelul celei din perioada interbelică sau din, știu eu, secolul XIX sau chiar până în anii 90, într-un fel sau altul ne-am fi mult mai uniți și am vedea în unii în alții mult mai mult partea de lumină, partea de bunătate, partea de frumos. Și cred că multe dintre lucrurile care aparent ne despart nu și-ar mai avea locul. Chiar am acționa în mod național. Dragilor, în concluzie, Anca Mona Maria spune, nicio familie fără măcar un cor. Chiar dacă se cântă doar pe două voci. Da. Chiar dacă se cântă pe o voce, dar să fie cor. Că noi stălășluiesc atâtea personaje încât putem face corul sufletului nostru. Și dacă îl scoatem din noi, Doamne ferește, da. Deci ajungem prea departe. Da, prea departe, bun. Un alt moment important din viața ta a fost... Depinde ce... Din ce perspectivă. Din orice perspectivă. Mai înainte mi-a venit o întrebare, dar am uitat-o că... Așa multe îmi spui, știi, încât mă deraiez de la scuză-mă. A mă gândi și a scuze spune pentru întrebări. Pentru că și mie îmi vin. Deci scot o chestie și din ea se dezvoltă o grămadă de alte lucruri ușoare. Compoziția. Da. Compozitor. Ai o lucrare pe care nu știu la care te referi. Păi ai o operă sau cum? Nu o operă, cum se cheamă? Există încă o idee. Acum cred că știu la ce te gândești. Intuiesc la ce te gândești. Visul Amirei. Așa. Da. Care l-ai compus? Este lucrarea de licență și care n-a văzut până în ziua de azi, să zic așa, scena. Da. Nici orchestra, nici scena, nici reprezentarea. Deci n-ai făcut nici orchestrația. Ba da, ai făcut, nu am văzut orchestra. A, orchestra n-a văzut preluată. Partitura. A, așa am este. Am înțeles. Și nu ți-ai dorit să vezi. Pe care le am și pe care le-am și discutat la un moment dat, adică am discutat despre aspectul ăsta cu maestru Morar. Despre ce este vorba? Este operă sau cum? Este operă pentru copii. Operă pentru copii. Da. Există personaje sau corul există este personajul? Există personaje, dar nu, hai să nu spunem mai mult decât este cazul. Okay. Bine. Să rămână încă acolo în conul ei. Pot să spun doar că personajul principal este Lamira, este o fetiță care într-un felul ei... de a fi, prin tot ceea ce face, creează magie. Ce drăguț! Ai diferite compoziții pe care le-ai cântat cu corul, nu? Că ai scris pentru cor. Da. Ai compus și în special pentru cor de copii. Pentru cor de copii. Da. E o zonă de exprimare, o exprimare sensibilă a mea. În momentul în care, uite, îți dau un exemplu. La un moment dat am auzit o știre care spunea că
după cel al doilea război mondial, nu au existat pe suprafața Pământului, pe întreaga suprafața Pământului, decât 3 minute de pace. Asta a fost un moment care mi-a declanșat o idee muzicală. Nu doar o idee, a fost un impuls. Un vulcan. A fost un lucru care m-a nu doar că m-a șocat, ci am realizat amplitudinea cumva a neliniștii Pământului. Da. Este... Și asta te-a condus spre o lucrare? Da. Și cum exact se numește? Așa, 3 minute de pace. 3 minute de pace. Și cum sună? Piesa începe, poate și mai mult, m-a inspirat Esca. Culmea că îi rog pe copii întotdeauna, se rostește, este o formă de a verbaliza, deci chiar recită la început tot corul, la unison, o știre ca și când ar fi rostită la ProTV sau pe oricare alt canal de știri și zice o știre zguduitoare. După cel de-al doilea război mondial în lume, conform afirmației statisticilor, au existat doar 3 minute de pace. Și tot corul spune asta. Da. Dar eu de ce nu știu această lucrare? 3 minute în care sufletele oamenilor au fost descătușate. 3 minute în care pe niciun petic din ființa acestei planete nu s-a înregistrat urletul monștrilor blestemați. 3 minute în care toți copiii și florile acestui pământ au primit binecuvântarea cerească într-o primăvară adevărată. O primăvară a sufletelor noastre. Și asta spun toți copiii. Bine, și unde este lucrarea aceasta? Pe diversele scene pe care am cântat-o. Dar eu de ce nu știu? Pentru că nu ești tot timpul cu mine. Na, lasă, că la toate concertele vin. Uite-te, din moment ce ne-ai auzit-o, că n-ai fost în acele concerte. Păi, te rog frumos să o pui în program și să o cânți acum, că avem atâtea concerte. Bun. Hai, Ancuță, ce să mai atingem? Ce? Că descoperi în emisiunea asta lucruri noi despre mine. Da, în fiecare zi descoperi lucruri noi în tine, să știi. Asta e bine, nu ne plictisim. Iar am vrut, fiindcă colegii mei care sunt și la operă și la Academia de Muzică Profesori și i-am avut invitați la Autenticul Petri, toți au fost de acord că planul pedagogic i-a ajutat și în plan profesional la operă. Tu ce părere ai? Sunt convinsă de aspectul acesta. Într-un fel sau nu, din punctul tău de vedere. Păi da. Nu mă interesează acum punctul tău de vedere. Pedagogia, faptul că tu predai la copii, te ajută în a-ți expune profesia ta de dirijor în fața copiilor. Eu cred că se ajută unele pe altele, deci se presupun unele pe altele, sunt complementare și își sporesc calitatea. Pentru că în momentul în care, ca și pedagog, observ copiii, observ nevoile lor, văd ce-mi lipsește mie în așa fel încât să îi ajut să-și însușească ceea ce au nevoie printr-o formă ludică, pentru că de multe ori le spun, îți dau un exemplu, la solfegiu. Solfegiu, ca și material al teoriei muzicale, ca și zona teoriei muzicale, poate să fie un aspect destul de plictisitor. Și o spun ca profesor. În momentul în care găsești căi prin care le stimulezi la copii spiritul ludic, abordând solfegiu, și mai mult decât asta, nu lași creierul să se plictisească, pentru că creierul nostru este ca este un computer pe care dacă îi dai aceeași informație în mod repetat, intră în stand-by. Și de foarte mult le spun copiilor, uite, la solfegiu, mai întâi trebuie să citești notele și cât de rapid poți să o faci. Pe urmă, linia melodică, tot așa, dintr-un tempo mai rar, până când doar punctele muzicale, cum ar veni, în valori egale. Apoi ne jucăm cu ritmul, facem doar ritmul. Putem citi de la început la final, de la final spre început. Deci, în decurs de 20 de minute,
tu faci mai multe lucruri care stimulează creierul și care îți fac plăcere și îl păstrează viu, decât să stai, să repeți de 10 ore acel solfegiu de la început până la sfârșit, pentru că asta face creierul. După 3 ediții, îți intră în stand-by. Uh-huh. Deci el nu mai percepe detaliul. Și atunci spui despre copil, păi, dar n-ai poate că reține pe moment, dar după o săptămână când el trebuie să-și prezinte tema respectivă, da? Trebuie să cânte în fața mea acel solfegiu, nu va reuși să o facă în mod optim. Și lucrul acesta, într-un fel sau altul, l-am împrumutat și în lucrul cu, și în zona corul, în zona corală. Vocalizele pe care le facem noi sunt, cred că aș putea face un concert în sine, doar cu vocalizele. Pentru că sunt interesante, nu sunt doar niște exerciții de dezvoltare vocală, ci sunt niște exerciții care stimulează în copil și latura de joacă. Și bucuria de a, uite, Ana ajunge acasă acum, Sorana sosește spre seară. Asta este una dintre vocalize, bineînțeles cântată. Ana ajunge acasă acum, Sorana sosește spre seară. Și așa mai departe. Ideea e că își de ce șoptești? Pentru că se face forte și piano. Da, se face legato și staccato. Deci copiii învață mai multe lucruri în timp scurt, jucându-se. Anca Mona Maria, și nu te-ai gândit? Sunt foarte mulți, adică chiar sunt nevoiți, profesorii de la Academie, sunt nevoiți să-și facă doctoratul. Tu ai tot de ce ar avea nevoie un doctorat natural. Adică ție nu ți-ar trebui, că tu nu vrei să fii profesor la Academia de Muzică, că îți plac copiii, tu vrei să te ocupi de copii. Dar în cadrul Academiei, eu cred că ai putea să-ți dai doctoratul din partea asta a copiilor. Ai putea să devii un pionier în acest domeniu. Nu te-ai gândit vreodată la acest lucru? Mă fac. Deci asta a fost un joc, un rol. E unul dintre proiectele foarte importante pe rol. Când îți dai doctoratul, dragă? Curând. Cum se spune, că este o vorbă pentru asta, rămâi aproape. Păi eu sunt obligat de lege să rămân aproape. Anca Mona Maria, subtitlul Autentic cu Petri este acronimul ARTA. Te rog frumos, pentru sfârșit, dă-mi o definiție. Eu n-aș spune că e sfârșit, vezi că mi-ai promis ceva, de aia nu sunt de acord cu sfârșitul. Nu-i sfârșitul acestei întâlniri. Da. Concluzia sfârșitului. Uite, sfârșitul concluziei. Spun sigur, cu toate că am asistat la aproape toate. Nu chiar, pardon. Hai să zicem la o bună parte dintre filmările pe care le-am avut. În mod special de când ți-a venit ideea ca să facem Autentic cu Petri și pagină pe Facebook și la care tu faci comentariile și pui poze și așa mai departe. Da, mie se par că pozele încălzesc foarte mult natura unei povești. Într-un fel sau altul sunt acea parte bună, preludiul unei seri de vară. Unei întâlniri speciale. Preludiul unei fante. Da. În momentul ăsta imaginează-ți că aici îi Autentic cu Petri, dedesubt a.r.t.a. Zi, a? Arta r. Readuce totul acasă. Da. Acasă, însemnând tot ceea ce reprezintă mai bun și mai cald în noi. Sufletul nostru. Draga mea, îți mulțumesc frumos că ai acceptat să vii la mine, la emisiune și îți doresc multă sănătate și fericire alături de mine.